astăzi aș putea să vă dezvălui mai mult din partea de consumer, ceea ce vom aduce noi pentru România în segmentul consumatorist, să spunem. Lenovo crede în PC Plus era pentru că noi credem în transformarea PC-ului. Practic, dacă vorbim de telefoane, de tablete, vorbim de toate la mijloc au o inimă de PC, fie că este vorba de procesor, tot ce este în interior, este o transformare a PC-ului, o evoluție către o îmbunătățire a experienței consumatorului. Și de aceea, practic, noi nu credem în post-PC, noi credem într-o dezvoltare, într-o evoluție, într-o transformare către experiența de utilizare a consumatorului. De aceea, Lenovo își menține poziția în continuare de lider pe PC-uri. Ne păstrăm focusul, practic este bazat pe politica și toată strategia Lenovo din ultimii ani, protect and attack, protejăm ceea ce avem și suntem buni, pentru că știm că pe PC-uri suntem lideri la momentul acesta și vom continua în perioada următoare. Mai mult de atât, mergem către partea de mobile și cred că pentru prima dată, anul acesta, chiar putem spune că suntem un competitor de luat în seamă, suntem un jucător, să spunem, că e mult mai prietenos, un jucător care va fi din ce în ce mai vizibil. Practic, intențiile de achiziție, nu aș putea spune încă achiziția pentru că nu avem finalizarea procesului cu Motorola, dovedesc focusul lui Lenovo și partea de mobile către care tinde și se va dezvolta în perioada următoare. Deși am intrat destul de târziu, dacă stau și mă gândesc bine, Lenovo a intrat în segmentul de mobile în 2011, cred că face pași importanți, merge în direcția potrivită. Cu siguranță acest pas cu Moto va definitiva și îl va anunța ca și jucător foarte important în acest segment, însă nu neglijăm și partea de PC-uri, partea de enterprise. Veți vedea în continuare că și divizia de servere IBM, care este într-adevăr concretizată, își va spune cuvântul, este un segment pe care nu-l vom neglija, este alături de, se combină foarte bine cu partea de PC-uri, acolo unde vrem în continuare să deținem o poziție cât mai importantă. Aveți un soi de abordare la nivel internațional total diferit față de celelalte mari companii. Adică integrați IBM, integrați Sony, integrați Motorola, cumpărătorul. Strategic gândind, cred că toată politica din ultimii ani a dovedit faptul că Lenovo a știut să construiască și să ducă mai departe brandul preluat de la IBM, ThinkPad-ul, care este practic eșalonul, este flagul pe care l-a preluat și l-a dezvoltat mai departe. Pe de altă parte, brandul Lenovo s-a consolidat foarte bine, iar restul, ce va urma, Moto, indiferent ce va mai fi, vor merge în paralel. Nu există o strategie decisă în acest moment dacă vom merge cu sub-branduri, însă Lenovo va fi brandul care va domina și va fi evident în piață. Se pare că modelul a reușit, nu vom merge doar către consumer, va fi și divizia de enterprise, practic abordarea va fi diferită și focusată pe fiecare linie de business. Deci Lenovo în acest moment are trei divizii pe verticale integrate, la modul enterprise va fi gestionat de un VP senior pe linie de business end-to-end, de la high management până la sales field. Partea de PC-uri rămâne strategic așa cum este acum deja definită, există și va continua să dăinuie pe consumer și comerțul dedicat, iar divizia de telefoane și tablete, acolo unde suntem comiși să venim cu o gamă variată atât pe display cât și pe sistemul de operare, va fi la fel end-to-end cu persoane dedicate, cu strategie diferită, deci fiecare linie de business va fi targetată într-un mod diferit, așa cum necesită businessul respectiv. În ce privește piața din România, pentru că sigur vă aveți întrebări, ok, telefoanele. M-am anunțat de mai multe ori
Știm foarte bine că România nu mai este România, pentru că tot setup-ul pentru țara noastră este pregătit, însă România este partea Uniunii Europene. Prin urmare, planurile s-au tot amânat, vorbim într-adevăr de o subregiune, cum a spus, nu mai este România țară de sine stătătoare, însă avem vești bune, din, după mijlocul anului vom avea telefoane pe canal oficial. Și venim cu o gamă completă, practic vom ataca la fel cum am făcut și pe PC-uri toate segmentele de preț, vom veni cu produsele middle to high-end, pe toate modelele de display, deci pe toate dimensiunile de display, vom avea de la entry până la high-end, vom avea toate sistemele de operare disponibile, să spunem. Din ce am văzut, sunt comunicate care anunță chiar și telefonul cu Windows, însă aici îl lăsăm pe Microsoft, va veni și va detalia aceste subiecte la momentul potrivit. Deci, atât pe telefoane cât și pe tablete vom avea un focus masiv în acest segment. Vedem într-adevăr un potențial și, cum spuneam mai devreme, e pentru prima dată când Lenovo poate fi luat în calcul ca un jucător real pe piața de mobile.